Alegerile parlamentare 2020 iau startul vineri 4 decembrie, odată cu deschiderea primelor birouri de vot în străinătate, în condițiile în care pentru diaspora scrutinul este organizat pe parcursul a două zile, 5 și 6 decembrie, în intervalul orar 7:21 ora locală. Așa se face că din cauza diferențelor de fus orar, votul în străinătate începe vineri 4 decembrie ora României și durează până luni 7 decembrie ora României. Ministerul Afacerilor Externe a organizat 748 de secții de votare în diaspora în condițiile speciale ale pandemiei. Este un număr considerabil mai mare de secții de vot față de alegerile parlamentare anterioare din 2016, când au fost organizate numai 417 secții de votare. Potrivit autorității electorale permanente, peste 700.000 de români cu domiciliul în străinătate sunt înscriși în registrul electoral, inclusiv cetățenii care vor împlini 18 ani la data de 6 decembrie. Dintre aceștia, 3.939 s-au înscris deja pentru a vota la secție, iar prin corespondență 39.244. Cele mai multe secții de vot au fost organizate în statele unde există cele mai mari comunități de români. Spania 140 de secții, Italia 137, Germania 61 de secții, Marea Britanie 50 de secții, Franța 48 de secții, Statele Unite 36 de secții. În schimb, nu există secții de vot în Malta, Nigeria, Venezuela și Coreea de Nord din motive obiective. Ultimele secții care vor încheia procesul electoral vor fi cele de pe coasta vestică a continentului american, luni dimineață, ora României.